Sunt curioasă să văd ce surpriză mi-au pregătit colegii din redacție. Dumneavoastră nu? În perioada de iarnă, animalele au nevoie de o îngrijire specială, mai ales în perioada de stabulație. Știu că dumneavoastră aveți și sfaturi și recomandări și produse care se pot administra fiecărei specii de animale. Ce ar trebui să știe în această perioadă crescătorii de ovine, astfel încât animalele să fie și sănătoase și să aibă parte și de confortul necesar? Datorită faptului că anul acesta a fost un an secetos și, din păcate, producția de furaje a fost de slabă calitate, iar după cum toți crescătorii de ovine știu, ovinele la intrarea în stabulație ar trebui să aibă cel puțin între 6 și 10 kg de grăsime în plus, să poată să treacă cu bine peste perioada anotimpului friguros. Ideal este să fie pășunate pe miriștile de porumb cât se mai poate, dacă timpul permite, și să se asigure furaje de bună calitate pentru perioada de iarnă. La fel, înainte de intrarea la stabulație, animalele trebuie deparazitate. Dacă timpul permite, dacă sunt temperaturi peste 15 grade Celsius, se pot face îmbăieri antiparazitare în apă cu apă la 30-34 de grade, în bazine speciale sau prin pulverizare cu soluții de romparasect 2%, sau dacă e frig afară, putem administra tratamente injectabile cu romavermectină B1+, aceasta combate inclusiv și paraziții interni, inclusiv fasciola și răia, sau romivermectin, administrate la interval de 8-10 zile. În ce calitate? 1 ml pe 50 de kg, sunt doze standard și la capră și la oaie. Dacă suntem într-o zonă în care evoluează fascioloza, galbeaza, e recomandat să administrăm oral și produsul fasciocid. Sau și acest produs? Fasciocidul este unul dintre puținele produse care combate toate stadiile de evoluție ale fasciolei, de la o forma tânără și forma adultă. Forma tânără este foarte rezistentă la multe antiparazitare și, din păcate, produce cele mai grave manifestări ale bolii. Se pot administra la fel oral și rombendazol, 10%, romfenbendazol. Dacă sunt infestații mixte, râie cu moniezia, cu viermii platstenie, deci se pot administra simultan romivermectin injectabil, respectiv rombendazol sau romfenbendazol oral. În cazul oilor gestante, este nevoie de un tratament anume, de o supraveghere specială? Să precizăm, tratamentele antiparazitare în general sunt de evitat în prima parte a gestației, în primele 2 luni, pe cât posibil. Ideal este să avem o furajeră de calitate și să, dacă e cazul, să suplimentăm cu premixuri vitamine minerale sau complex polivitaminic buvabil, inclusiv individual, tratamente cu vitamina A, D3 injectabil, multivitaron, unde este cazul. Ideal este să asigurăm bunăstarea animalelor, să avem saivane care să fie foarte bine izolate, acoperișul să nu permită, la fel, să fie bine izolat, să nu apară condensul. Condensul, picăturile acelea de apă care cad pe lăna oilor pot favoriza în timp și spațiu apariția bronhopneumonilor la frigoare, care, din păcate, poate să ducă și la moarte. Mai știu că în copilărie vedeam la vecinii mei care aveau oi și un drop de sare neapărat tot timpul lângă... Obligatoriu să administrează sarea. Avem preparate care sunt suplimentate cu vitamine, minerale. Dar de ce? E o condiție esențială pentru creșterea oilor. Sarea stimulează apetitul, da? Deci dacă avem, sunt diferențe între efective care nu au sare și care au, și veți vedea că cele care au sare sunt mult mai bine, sunt mult mai viguroase și au apetitul mult mai mare. Înainte de intrarea în saivan, cu cel puțin 2 săptămâni, să fac dezinfecții, să scoată așternutul vechi, să pune pereții să văruiesc cu var,
Iar obligatoriu se administrează varne stins pe pardosel, 2-300 de grame la metru pătrat. Iar peste acest var se va asigura un așternut gros de paie de bună calitate, să nu fie mucegăite, pentru a oferi condiții bune de stabulație oilor. Și furajele, degeaba joacă un rol important. Bineînțeles, niciodată nu va fi administrată la 0 grade sau apă înghețată. Dacă e cazul, se poate chiar încălzi. Dacă sunt, turmele sunt lângă ape curgătoare, bineînțeles că e o variantă de adăpare, dar încă o dată niciodată e de preferat să nu se administreze apă la temperatura de 0 grade, deoarece la oile gestante poate apare și avorturi spontane. În această perioadă încep vaccinările profilactice. Recomandăm prima oară la începutul lunii decembrie, între 20, sau după 20 noiembrie, vaccinarea contra anaerobiozelor. Iar la începutul lunii ianuarie se face vaccinul agalaxin forte, vaccin mixt contra agalaxiei oilor și respectiv mamitei gangrenoase, răsfugul alb, respectiv răsfugul negru. Ar mai fi și alte sfaturi pe care ar trebui să le cunoască crescătorii și gospodarii? Să vă acorda o maximă atenție eliminării umezelii din adăposturi. Ventilația naturală este esențială în această, la stabulație. Pe timp de ger, oile vor fi ținute în saivan, iar chiar dacă oaia este un animal rezistent la frig, în special oile cu lână fină, trebuie să ținute în saivan și evitat pe cât posibil frigul excesiv. Padocul va avea suprafață dublă față de saivan, de preferat dacă poate să fie cimentat sau dacă nu, să așterne un așternut gros de cocen de porumb. Mișcarea în interiorul padocului asigură o stare de sănătate mult mai bună decât dacă tot timpul oile ar fi ținute în saivan, care încă o dată toate acestea adunate duc la o stare de sănătate foarte bună.